un meci foarte important, cum îl privește cel de sâmbătă cu ce se vine? Un meci foarte important pentru noi, pe care trebuie să-l câștigăm. Avem doar varianta victoriei și a obține cele 3 puncte puse în joc. La alt lucru nu ne gândim în momentul de față, nici nu avem dreptul să ne gândim. Trebuie să facem tot posibilul să câștigăm acest joc împotriva unei echipe foarte bine organizate din punct de vedere defensiv. O echipă care ultima etapă a câștigat în deplasare pe un teren destul de complicat împotriva Craiovei. Este echipa cu cele mai multe puncte aduse din deplasare, pe drumul nu întotdeauna să se ții bine pe teren propriu, mai contează lucrul acesta în momentul jocului de sâmbătă, e aproape decisiv? Da, există o asemănare între cele două echipe, pentru că și noi ne simțim mai bine în deplasare decât pe teren propriu, ai dreptate din acest punct de vedere, dar trebuie să facem tot posibilul pentru a reuși să deblocăm acest adversar care este foarte bine organizat. Trebuie să avem o dinamică foarte bună de la mijloc în sus. Nu un joc lent, pentru că dacă jucăm precum am făcut-o la Chiajna, va fi foarte greu să mișcăm acest adversar. Trebuie să avem o viteză, două în plus față de jocul contra celor de la Chiajna. Avem în față o echipă cu anumiți jucători experimentați, care au o anumită rutină, atât la nivelul ligii a doua, cât și la nivelul ligii întâi. Unii dintre ei au cunoscut promovarea, dar sunt încrezător că vom reuși să câștigăm acest joc. Trebuie să fim curajoși și să jucăm fără frâna de mână trasă. Trebuie să punem presiune pe adversar și să destabilizăm acest adversar și să marcăm goluri, pentru că este foarte important acest lucru. Nu ai cum să câștigi dacă nu marchezi goluri. M-aș mulțumi să marcăm un gol mai mult decât adversarul. Este foarte important. Vreau să văd o echipă agresivă în sensul pozitiv al cuvântului și mă refer aici la băieții mei, să intrăm determinați, să intrăm curajoși în teren, să dăm ritmul jocului și să câștigăm acest meci. La fel, crezi că mai are vreo importanță faptul că în urmă cu doar câteva luni pătrunul a barat drumul spre promovarea Ghiobenului? Un plan mental mai mult pentru o adversar? Da, mă rog, până la urmă s-au schimbat și la ei foarte mult lucrurile față de acel play-off. Foarte mulți jucători din acea echipă au plecat. Poate la nivel de, eu știu, conducere, la nivel de anumiti jucători care au rămas, există această determinare în plus ca să își ia revanșa vis-a-vis de acel joc. În Petrolul, practic, le-a împiedicat ascensiunea în prima ligă fotbalistică.